Prefectura Județului Călăraș ne-a informat că în perioada 13-16 aprilie, în județele Ilfov și Călăraș se desfășoară un exercițiu de mobilizare pentru verificarea stadiului pregătirii populației, economiei naționale și a teritoriului pentru apărare. Pe timpul exercițiului, rezerviștii cu domiciliul în județul Călăraș, cuprins și în planurile de mobilizare, vor fi chemați la unitățile militare pe durata a două-trei ore, în vederea desfășurării unor activități specifice de pregătire și actualizarea datelor de evidență militară potrivit prevederilor legale în vigoare. Astfel de exerciții se planifică și organizează periodic în toate județele țării, în baza planului verificării stadiului pregătirii populației, economiei și teritoriului pentru apărarea prin exerciții și antrenamente de mobilizare. Acesta a fost aprobat de CSAT anul trecut. Menționăm că activitățile sunt planificate să se desfășoare în contextul măsurilor pentru prevenire și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.